intervenția ta și suntem în acest moment în legătură telefonică directă cu Dana Chiera și nu este întâmplătoare, doamnelor și domnilor, această intervenție. Dana a avut o relație cu totul și cu totul specială cu doamna Comediei Românești și am să o las pe Dana să ne explice. Bună ziua! Bună ziua! Îmi pare atât de rău că, uite, vorbim în astfel de situații, dar până la urmă cred că oamenii aceștia colosali merită să vorbești despre ei, lăsând la o parte emoții, lăsând la o parte griji, lăsând la o parte furia asta care te încearcă pentru că oamenii buni pleacă, pur și simplu să vorbești despre ei. Cred că amintirea îi ține vii, asta este. Amintirea noastră, cuvintele noastre îi țin pe ei vii în continuare. Eu nu pot să am pretenția să spun că am avut o relație specială cu doamna, că am fost prietena doamnei Tamara Buciuceanu. În schimb, pot să spun că am avut onoarea ca dânsa să mă remarce într-un fel și să vrea să vorbească cu mine. La început am crezut că este o glumă, apoi mi-am dat seama că de fapt e o chestiune foarte serioasă și că se construiește între noi o relație între inime, așa, o relație de inimă. Ne auzeam în fiecare seară la telefon, în fiecare seară după adevăruri ascunse, ne sunam și ne vorbeam și pentru mine a fost pur și simplu impresionant ca telefonul de sâmbătă seara să continue și, adică, mult după ce eu n-am mai făcut adevăruri ascunse. Dânsa mă suna sâmbătă seara, eu fiind în concediu, mă suna și îmi spunea: și acum este telefonul de sâmbătă seara. Și acum trebuie să vorbim despre emisiune, despre ce s-a vorbit în emisiune, despre lume, despre politică, despre oameni, despre grijile dânsei, despre marea, marea durere a doamnei Tamara Buciuceanu, care a fost un om absolut special, absolut special construit în inimă. A fost că pleacă, marea durere a fost că pleacă. Simțea că pleacă și nu voia să plece. Și îmi spunea: regret faptul că plec și că las în urma mea atâta răutate. Atâta răutate. Și se referea la lumea în care trăim, la țara în care trăim, la oamenii care conduc țara asta, la unii colegi de breaslă ai dânsei, la unii colegi de breaslă ai mei, la, în general, la lumea asta rea. Ce, cum să plec eu să las în urma mea așa o lume rea? Aș fi vrut să plec liniștită că după mine este o lume bună. Când și a că, avut uite, Dana copiii ăștia care cresc în lumea asta au o șansă să trăiască înconjurați de iubire și de pace, de pace sufletească. Și uite, mă uitam la voi, iartă-mă, mă uitam la voi la imaginile de la Metropolis când dânsa a aniversat 65, a sărbătorit 65 de ani de carieră. Ultima apariție publică. Ce sens are să spun cine ar fi trebuit să fie în acea sală? Ce sens are să spun că pentru astfel de oameni care se încarcă din aplauzele celorlalți, din respectul celorlalți, că asta îi ține în viață, contează fiecare gest, fiecare vorbă și mai ales, și asta o spun cu mare durere în suflet, mai ales când ei nu mai sunt pe scenă, când pleacă de pe scenă. Viața de după scenă este o viață extrem de grea, extrem de grea pentru acești, pentru genul acesta de oameni. Le lipsește scena, le lipsesc oamenii, le lipsesc rolurile, le lipsesc... Și știu că trebuie să se oprească, pentru că trebuie să se oprească, dar sufletul lor, fizic trebuie să se oprească, dar sufletul lor pot duce în continuare și cred că asta este o mare luptă interioară. Și fiecare gest pe care îl fac ceilalți contează enorm. A fost o sărbătoare foarte frumoasă atunci. Public mi-am exprimat niște emoționată, fiind, mi-am exprimat niște nedumeriri și niște frustrări, că poate aș fi vrut să fie mai frumoasă decât a fost. Poate că aș fi vrut să fie la Teatrul Național, poate că aș fi vrut să fie mai multă lume în sală, poate că aș fi vrut să fie onorată de la cel mai înalt nivel în țara asta, pentru că este artist național, dar dincolo de asta, poate pentru cei care sunt acum, care sunt acum și ne ascultă, să ajungă, mi-aș dori mesajul ăsta, oamenii care au astfel de meserie, care schimbă suflete, și stări și emoții, sunt absolut special și ei trebuie tratați special. Dana, mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta în jurnalul orei 16.